Bună seara! Reluăm ciclul ideilor în libertate cu un invitat care și-a făcut auzită și marcată vocea publică printr-o constantă preocupare inactuală, și anume Teodor Baconschi, pentru că despre el este vorba, ambasadorul României în Portugalia în momentul de față. Nu s-a sfiat să abordeze prezența omului în lume din perspectiva unui lucru care, cum spuneam, nu este nici la modă și nu este nici bine privit astăzi, și anume punctul de vedere al omului ca om religios. Teodor Baconschi, mă bucur foarte mult să reluăm ideile în libertate cu un om care nu și-a făcut o specialitate, ci și-a făcut o vocație secretă din a privi omul în întregul lui, așa cum omul nu mai este privit astăzi. Și pentru că vreau să începem mai de la vale de această temă foarte serioasă, aș vrea să începem cu paradoxalul titlu al lucrării tale de doctorat, doctorat pe care l-ai trecut în 1994 la Sorbona, Râsul Patriarhilor. Cartea a apărut simultan în Franța și în România, în 1996, la editura Anastasia. Întrebarea cu care vreau să începem, pentru a desolemniza situarea omului în perspectiva lui Dumnezeu, ora dumnezeirii, este: de ce Râsul Patriarhilor? În fața juriului Sorbonard m-am prezentat cu o lucrare mai convențională academică, mă rog, se numea Homo Ridens și așa mai departe. Râsul Patriarhilor a fost un mic truc de marketing editorial, dar fapt este că mi-am ales această temă pentru că toți colegii mei din Est, care năvăliseră cumva în Parisul primilor ani 90, se ocupau de lucruri macabre, lugubre, de memoria recentă a comunismului prăbușit și își desenau un portret de victime profesioniste care trebuie nu numai înțelese în discursul lor, dar și compătimite cumva. Am refuzat din start această perspectivă sau modă și am ales un subiect care să valorizeze în același timp creștinismul oriental, tradiția ortodoxă, fundamentală pentru spațiul geografic din care veneam, și capacitatea mea de a compune cu memoria recentă a societății românești dintr-o perspectivă mai destinsă, care regăsește umanitatea lucrurilor și care poate să investigheze și un filon realmente virgin. În acel moment, doar Jacques Le Goff ținea la EHES un curs despre râsul în lumea latinității occidentale. Evident, toată lumea citise romanul lui Eco. Și deci cred că a fost o intenție de situare într-o umanitate regăsită și în același timp de reabilitarea unui creștinism care trebuia prezentat dincolo de clișeele Occidentului despre creștinism, adică creștinismul inamic al cărnii, creștinismul opunându-se radical oricărui spirit dionisiac, oricărei bucurii de a trăi, un creștinism ascetic, care de fapt era creștinismul tardiv, baroc, al marilor mistici apuseni și, mă rog, autoflagelatori, mazochiști, dușmani ai lumii. Creștinismul care semăna mai mult cu Sacré-Cœur decât cu marile catedrale. Sigur că da. Exact la asta am reacționat subliminal, fără să conștientizez fiecare motivație în parte, însă tortul de frișcă al Sacré-Cœur-ului mă călca pe nervi. Era clar că, din punctul meu de vedere, nu reprezintă decât o deformare butaforică a creștinismului autentic. Și deci am încercat această racordare. Asta îmi place foarte mult. Deci ai avut două reacții polemice. Una față de autovictimizarea tinerilor studioși care veneau din Est și care vreau să prezinte experiența lor martiriologică într-o lumină lor favorabilă, și în același timp ai reacționat la tradiția încetățenită în creștinismul care ne-a ajuns nouă, aceea că creștinismul este, în fond, un fenomen de raclă.
dacă nu folosesc un termen prea dur, dar cred că potrivit. Era ceva funebru, totuși, dacă ne gândim la Catedrala Sacré-Cœur, nu? O expresie a ceea ce ar fi trebuit să fie o renaștere a creștinismului în spațiu public, la sfârșitul secolului al XIX-lea în Franța, și de fapt a ieșit ceva foarte, foarte trist, foarte înghețat, foarte îndepărtat de spiritul autentic al creștinismului, care, cum spui, nu exclude deloc bucuria, vivacitatea, glorificarea lumii. Teodor Baconschi, ai împreună cu, din păcate, trecutul la cele veșnice dintre noi, Horia Bernea, te-ai plimbat prin Roma și a rezultat un volum extraordinar pe care l-am aici, l-am adus pentru materialitatea lui extraordinară, se cheamă Roma Caput Mundi. Pe vremea aceea erai ambasador al României la Sfântul Scaun, iar Horia Bernea era într-unul din periplurile lui în zonele în care ceea ce îi plăcea lui foarte mult, întrepătrunderea dintre materialitate și spiritualitate, era în mod excelent realizată. Roma, vestigiile, dar și prezentul roman. Asta este în sine o experiență spirituală. Și aș vrea să ne apropiem de tema religia în lumea de azi, creștinismul în lumea de astăzi, prin intermediul lecției Horia Bernea și lecției Romei pentru tine. Pe Horia Bernea l-am cunoscut în ianuarie 90, când ne-am găsit împreună într-un grup de reflecție pentru înnoirea bisericii, i-am spus noi atunci. Și chiar dacă eu am plecat la Paris, părăsind bătălia imediată din acele timpuri, Horia Bernea a avut generozitatea de a mă recupera mereu afectiv, de a-mi scrie, de a mă îndemna să mă întorc, de a-mi da sentimentul că e nevoie de mine în țară. În momentul în care prietenia noastră s-a maturizat, am plecat în misiune pe lângă Sfântul Scaun, la Vatican, iar Horia a lucrat la Roma câteva luni, în câteva rânduri, la Academia din România și mi-a descoperit Roma pe care deja o tatonasem cu ochii lui, adică cu ochii unui intelectual ortodox echilibrat, profund, paradoxal, fără cochetărie, cultivat în sens patristic și biblic și care înțelegea într-adevăr că e cazul să propunem societății moderne, postcomuniste, postindustriale, noi societăți românești, o altă definiție a creștinismului. Dacă îmi dai voie să mai adaug ceva la portretul lui, Horia Bernea avea un ochi special. El știa să vadă lucrurile. Erau lucruri pe care le crea în momentul în care semnala prezența lor acolo. Tu, cu necultivarea ochiului tău, treceai pe lângă el? M-am simțit un barbar. E adevărat, după ce Horia m-a tras literalmente de mână și a început cu compasul lui amplu să străbată Roma veche, și Roma... Și cu vehemența lui verbală și gestuală, mi-l imaginez. Da. Era mereu enervat că rămân în urmă, deși eram cu peste 20 de ani mai tânăr, reușea să mă depășească și mai ales să-mi transmit această formă de entuziasm al privirii, care decupează fără să izoleze, care ia atent la lucrurile umile, fără să le ignore pe cele majore. Avea o dialectică specială privirea lui și un fel de, mai mult decât un bun simț, un fel de geniu secret care mi s-a dezvăluit în permanență. Mi-a plăcut atât de mult ce spune despre ce vede, încât mi-a venit imediat ideea de a fixa acest dialog într-o formă care să poată fi împărtășită. Și îmi spunea, apropiindu-se de 60 de ani, abia acum simt că aș putea să devin un pictor mare. Asta e o frază de creștin adevărat, de om care își cunoaște neipocrit și neinteresat limitele. Și sigur că această carte până la urmă este învăluită într-o lumină tragică, aceea plecării lui, dar are și o luminozitate de alt tip, adică transmite un mesaj, nu știu cât a fost el receptat la noi, dar poate fi găsit în această carte. Mesajul central pentru mine este, într-un fel, mesajul central al picturii lui Horia Bernea și al faptelor lui instituționale. Muzeul Țăranului Român, înainte să fie distrus prin cele două sări care au